Ieri, 14 noiembrie, cu ocazia zilei Dobrogei, megidienii au luat parte la lansarea cărților primarii Megidiei, creștini și musulmani și personalități marcante ale Megidiei, autor fiind profesor dr. Adrian Ilie. Evenimentul a fost unul caritabil, deoarece o parte din banii obținuți din vânzarea cărților i-au fost donați lui Alexandru Bardu, băiețelul din Megidia care are nevoie de 100.000 de euro pentru un transplant de celule stem. Casa de Cultură Ine Roman a fost de ziua Dobrogei gazda unui eveniment extraordinar, lansarea cărților primarii Megidiei. Creștinii și musulmanii și personalitățile marcante ale Megidiei, scrise de profesorul dr. Adrian Ilie, dar și donarea unei sume de bani obținute din vânzarea acestora, a făcut ca ziua de ieri să aibă o dublă importanță pentru orașul nostru. Este o zi importantă, este ziua națională a Dobrogei. Faptul că am reușit să edităm două cărți, două lucrări care au legătură cu istoria Megidiei, și anume lucrarea despre primarii Megidiei și despre personalitățile marcante ale orașului, reprezintă foarte mult pentru mine și ar trebui să reprezinte pentru comunitatea în care trăim. Ce ar trebui să știe cititorii înainte să se apuce de cărțile dumneavoastră? Înainte de a citi lucrările, nu trebuie să știe nimic. Pentru că informațiile pe care le ofer în aceste cărți vin să întregească, să realizeze o imagine a ceea ce a reprezentat Megidia la un anumit moment, o anumită perioadă de timp. Administratorul orașului Bogdan Mușescu, prezent la acest eveniment, a ținut să sublinieze faptul că baza unei societăți este regăsită în paginile istoriei. Un eveniment frumos care a strâns la oaltă oamenii interesați de istorie, de istoria Megidiei și comunității noastre locale, istorie care nu trebuie uitată, istorie care a fost scrisă tot de oameni și de foarte mulți oameni, o istorie îndelungată care astăzi a fost comemorată și cinstită, tocmai pentru că noi, pentru a putea să ne uităm spre viitor, trebuie să ne cunoaștem istoria. E un lucru pe care îl spun de fiecare dată. Noi, ca tineri, trebuie să ne cunoaștem foarte bine istoria. De ce spun asta? Pentru că foarte multă lume spune tineretul reprezintă viitorul. Tineretul, fără să cunoască istoria și trecutul său, nu are cum să meargă pe o calea viitorului corectă, pentru că trebuie să învățăm din istorie, cu bune și cu rele deopotrivă sau cu părți mai puțin bune, trebuie să învățăm din istorie pentru că avem ce învățăm. Și istoria Megidiei este o istorie bogată, este o istorie diversă, pentru că Megidia este o comunitate diversă. Avem de învățat și noi ca țară, pentru că Megidia a reprezentat și reprezintă în continuare un exemplu de diversitate și de unitate în diversitate. Megidia este localitatea și comunitatea cu cele mai multe și mai diverse etnii și cele mai diverse personalități sau rădăcini, ca să spun așa. Megidia este cinstită în continuare și va fi cinstită mult timp de acum încolo. Printre invitați la eveniment s-a numărat și fostul primar al Megidiei, Mircea Pintilie, care are un rol principal în una dintre cele două cărți. Faptul că și-a pus în valoare în fața noastră cele două cărți scrise, e mare lucru să scrii în primul rând. Și faptul că face o trecere în timp pe 100 și ceva de ani legat de Megidia, e mare lucru. Megidia a avut multe personalități, așa cum a spus și Marian, pe semne că se mai pot scrie câteva cărți cu personalitățile Megidiei, care sunt împrăștiați în lume, în țară, în lume chiar. Faptul că au fost scoase în evidență personalitățile Megidiei, pornind de la începuturile sale, că l-a amintit și pe Abdul Mejid, cel care a dat medalia și numele așezării, e mare lucru pentru noi, pentru că și eu mă mândresc că sunt din Megidia, chiar dacă nu sunt născut în Megidia, din 66 până acum, sunt slavă Domnului suficient de mulți ani, că sunt 51 de ani. Anii au trecut ca vântul.
Faptul că se organizează astfel de manifestări înseamnă că Megidia are suflu, cu toate greutățile economice prin care trece, pentru că trece prin greutăți economice, cu toate greutățile pe care le dau timpul, cu speranță în viitor, cu astfel de manifestări ne dăm seama că trăim, că avem speranță în viitor și ne dorim ca astfel de evenimente să aibă loc foarte des la Megidia. Și în același timp, vă felicit pe voi că sunteți alături la astfel de momente și că le faceți publice și le aduceți la cunoștință oamenilor, pentru că, sigur, cu plăcere, veți fi vizionați după o prezentare pe care o veți face pe TV legată de un asemenea eveniment. Sunteți unul dintre personajele principale din carte. Cum a fost retrăirea acelor momente? Cu emoție. Ca personaj principal aș zice și pentru faptul că din primarii Megidiei, care sunt mulți, câți au zis ei, 50, eu pot să spun că am avut cel mai lung mandat. Adică sunt 12 ani pe mandate prin alegeri, plus încă un an înainte de alegeri, înseamnă 13 ani. 13 ani înseamnă mult chiar și în viața cuiva. Închipuiți-vă cum am preluat Megidia. Cei care sunt mai în vârstă și aduc aminte de multele realizări care eu le am în minte de an, de an, de an, de an, până în 2004. Am urmărit, bineînțeles, și ce se întâmplă după 2004. Am făcut-o cu tot sufletul. Nu-mi pare rău de întreaga perioadă, cu multă muncă, cu dăruire, cu oameni care mi-au fost aproape, care s-au format pentru administrație, cu faptul că cu trecerea timpului au devenit oameni cu adevărat de administrație. Sunt oameni care sunt angajați în primărie și lucrează în administrație de peste 20 de ani. Închipuiți-vă că toate astea înseamnă mult pentru mine și e normal să fiu emoționat la un astfel de eveniment. Profesorul de istorie Crem Gafar a vorbit de asemenea despre importanța cărților lansate ieri la Casa de Cultură INE Roman. Despre Megidia s-a mai scris. E vorba de 3 monografii și alte lucrări mai mici, dar despre primarii Megidiei, oamenii care au contribuit în primul rând ei la progresul orașului și personalitățile orașului care au dus numele în lume, numele de Megidia în lume și au educat concetățeni, au educat copii, au educat un neam. Cele două cărți erau așteptate, erau necesare, atât cea cu primarii, cât mai ales cea cu personalitățile. În cuvântul vorbitorilor s-a observat că această carte a personalităților trebuie completată. Mai sunt destule personalități care merită să apară în paginile unei astfel de cărți. Este vorba de oameni care și acum contribuie prin ceea ce fac la numele Megidiei, la progresul Megidiei, oameni care duc mai departe, să-i zic mai poetic, torța progresului, torța mersului înainte al Megidiei. Rugămintea mea pentru ascultători este ca toți cei care au documente, imagini, fotografii, orice despre Megidia și despre personalități, să apeleze la profesorul Adrian Ilie ca să poată face o reeditare a acestei cărți, personalități marcante ale Megidiei. Gestul caritabil făcut de autorul profesor dr. Adrian Ilie a fost unul extrem de important pentru Alexandru Bardu, dar și pentru comunitatea din Megidia, care în ultimul timp s-a implicat în tot felul de acțiuni caritabile pentru a susține cazul lui Alexandru.